Tot ceea ce au donat oamenii din Câmpul Lung și împrejurimi în cadrul colectei de primăvară a ajuns în parohia Mârghia de Jos, aflată în comuna Lunca Corbului din protopopiatul Costești. În acest fel, peste 100 de familii care locuiesc în această zonă defavorizată aflată la marginea eparhiei au primit diferite daruri constând în alimente, produse electrocasnice, mobilier, detergenți, haine, încălțăminte, covoare, rechizite, jucării și multe altele care fac trebuință într-o gospodărie. Cu multă bucurie, harnicii mușceleni s-au mobilizat și la începutul acestei primăveri pentru a fi de ajutor cu brațele pline oamenilor din zona Mârghiei și astfel au adus atât daruri de haine și încălțăminte, dar și televizoare și alimente perisabile și neperisabile, detergenți și tot ceea ce au mai putut pentru a bucura cât mai mulți oameni de aici. Și aducem o apreciere deosebită voluntarilor parohiei Fundeni, care au venit de dimineața până seara, rânduri, spre a fi de folos la această colectă. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze și pe cei care au dăruit și pe cei care le primesc. Evenimentul s-a desfășurat în prezența reprezentantului sectorului social filantropic și de misiune al eparhiei, părintele consilier Andrei Diaconescu și a părintelui protopop Ionuț Alexandru. Astăzi, campania Bucuria de a dărui ajunge la Mârghia, în protopopiatul Costești, unde aducem bucurie și voie bună tuturor celor care viețuiesc în această parohie, aflată la granița eparhiei noastre, și ca de fiecare dată reușim ca ceea ce se colectează în Câmpul Lung, prin bunăvoința enoriașilor mușceleni, să ajungă într-una din parohiile aflate la margine sau care respectă anumite criterii, și anume parohii sărace îmbătrânite, unde nu au atât de multe posibilități de a fi aproape de oraș. Sunt sigur că ceea ce s-a colectat și ceea ce a ajuns la destinație vor aduce folos tuturor celor care astăzi au fost prezenți. Oameni în vârstă, copii, oameni care nu au atât de multe posibilități și ceea ce s-a regăsit în pachetele noastre, adică alimente, încălțăminte, îmbrăcăminte, rechizite și obiecte de uscaznic, să le fie de folos în viitor. Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit ca și astăzi, în această săptămână, de dinaintea începerii postului mare de 40 de zile, pentru care ne vom pregăti cu toții, am poposit în parohia Mârghia, din comuna Lunca Corbului, protoieria Costești, o parohie cu oamenii cu enoriași de peste 70%, oameni în vârstă, trecuți de 70-80 de ani, oameni care au primit astăzi daruri făcute de enoriașii din Câmpul Lung, acolo unde părintele Ciprian, care fiecare dată a îndemnat să fie aduse din prisosul acestor credincioși buni creștini daruri, alimente și alte obiecte de îmbrăcăminte și de uscaznic, daruri care vor fi împărțite aici în această nouă etapă a acestui program desfășurat în cadrul Arhiepiscopiei Argeșului și Mușelului, Bucuria de a dărui, coordonată de părintele consilier Diaconescu Andrei, daruri ce vor fi împărțite echitabil tuturor celor care au venit astăzi de altfel să ne ajute și să ne întâmpine cu bucurie în această parohie, zic eu, binecuvântată de Dumnezeu astăzi și nu numai prin faptul că oamenii care au putut să dăruiască din puținul lor au dăruit ca darurile acestea să fie aduse aici spre bucuria și spre slava lui Dumnezeu. Credincioșii din cuprinsul eparhiei sunt parte a multor proiecte sociale pe care Arhiepiscopia Argeșului și Muscerului le promovează. Împreună acționează pentru a îmbunătăți viețile unor familii defavorizate, a copiilor orfani și a bătrânilor bolnavi lăsați fără îngrijire.